Acoperișul unei pensiuni din Zalău a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit de un trăznet. Situația putea lua o întorsătură tragică, deoarece la câțiva metri era amplasată o benzinărie. Pompierii au reușit să stingă flăcările după 2 ore. Martorii au dat alarma la 112 după ce din acoperișul pensiunii a început să iasă fum, la scurt timp după ce în zonă s-a auzit o bubuitură puternică. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost solicitat să intervină la un incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni de la intrarea din municipiul Zalău. Pompierii au intervenit imediat, deoarece exista riscul ca focul să se extindă la o benzinărie situată la câțiva metri de pensiune. Pentru stingerea incendiului, la fața locului s-au deplasat 2 auto speciale cu apă și spumă și o autoscară pentru salvări la înălțime. Focul a fost stins după mai bine de 2 ore. Cel mai probabil, incendiul a fost provocat de trăsnet, deși clădirea era prevăzută cu paratrăsnet. Cauza probabilă de incendiu a fost trăsnetul care a lovit imobilul. Din fericire, nu au existat victime. Acea parte a clădirii era în curs de amenajare și nu era dată în folosință, așa că nu vorbim despre evacuați sau răniți. În urma incendiului a fost afectată o parte din acoperiș și tavanul din rigips. Au ars aproximativ 35 de metri pătrați din acoperiș și au fost degradați 100 de metri pătrați din tavanul imobilului. Pagubele produse de incendiu nu sunt de neglijat, însă proprietarii își vor recupera prejudiciul, deoarece clădirea era asigurată.